Salutare, prieteni, și bine v-am găsit! Astăzi o avem alături de noi pe una dintre cele mai apreciate cavalere ale fluierului. Fotbalul românesc dă arbitru la cel mai înalt nivel, Liga Campionilor de Fotbal Masculin, Ișvan Covaci și Ovidiu Hațegan, dar și la fotbal feminin, în Liga Campionilor. O avem alături de noi pe Ana Maria Terteleac. Bună, Ana, și bine te-am găsit! Ok, ca să înțeleagă și prietenii noștri, o să plecăm într-un mod simbolic pe tușă, pentru că din ce am înțeles, voi arbitrii la început începeți ca porniți ca și tușieri. Vreau să vorbim despre povestea ta. În prezent ești una dintre cele mai apreciate, cum am zis, cavalere ale fluierului. Ești delegată la nivel profesionist la fotbal masculin, Liga 2. Ești delegată și la Liga 1 la fotbal feminin. De unde a început această pasiune sau pasiune care s-a transformat într-un loc de muncă pentru tine, ca să zic așa? Pot să zic că pasiunea mea a plecat din primul moment în care am avut contact cu această activitate. Cred că cel mai important factor a fost tata. De acolo am prins acest drag de arbitraj. Acolo am văzut ce înseamnă această meserie și ce presupune. Tatăl tău a fost arbitru? A fost arbitru, da. L-am prins și eu în activitate câțiva ani de zile. Mergeam cu mama pe la meciuri, stăteam pe la gard, îl încurajam. Și într-o zi, ca să încep așa să-ți povestesc cum a decurs prima discuție despre arbitraj, ne uitam la un joc de fotbal. Eu tocmai mă lăsasem de tenis. Îți mai amintești ce meci era? Nu mi-amintesc. Nu eram mic, aveam 15 ani. Okay. M-a întrebat dacă vreau să încerc, dacă vreau să fac un curs de arbitraj. Nu eram foarte hotărât, am zis, hai să încercăm. Și m-a dus la AJP Ilfov, acolo am început cursurile de arbitraj. Iar în 2010, când aveam 16 ani, am avut primul joc la nivel de junior. Ai menționat de tenis. Înainte de a deveni arbitru la fotbal, ai făcut tenis de performanță? Da, tocmai mă lăsasem în acel moment când mi-a propus tata să încep cursurile, pe la 14 ani jumate, cred. Și am făcut în jur de 9 ani. 9 ani? La ce nivel? Erau pe categorii 8-10 ani, 10-12 ani. Am participat la concursuri, era destul de serios. La ce club ai fost legitimată la tenis? Am început la Livone, la Elie Năstase, în Parcul Tineretului. M-am transferat inițial, am făcut și la Dinamo câteva ședințe. Iar după aceea, timp de 6 ani, cred, la Progresul. Vorbim de Dinamo, uite că ne aflăm aici. Da. Vreau să te întreb, ai arbitrat vreodată pe terenul ăsta? Nu. Nu. Am susținut niște teste la arbitraj aici. Trecând peste tenis, mi-ai zis că primul tău meci a fost la AJF Ilfov. Da. Îți amintești care a fost acel meci? Da, Dragomireș cu Tunari, junior C. Eram la linie, bineînțeles, asistent. Țin de că era și tata în spatele meu, am greșit majoritatea auturilor, le dădeam invers, însă pe offside eram concentrată, îmi spusese, tu ești concentrată pe offside, trebuie să fii acolo pe penultimul apărător, dar mi-a plăcut, am știut din prima clipă de atunci că asta vreau să fac și mi-a plăcut foarte mult. Te-a certat la momentul respectiv, la primul meci? Nu, nici vorbă, nu. Nu, am discutat, mi-a explicat anumite lucruri, le-am înțeles. Următorul joc a fost mult mai bine, la Snagov a fost, îmi amintesc. Tot la juniori? Tot la juniori, da. Asta în 2010? În 2010, da. În 2010, în primăvară. Când ai făcut trecerea la seniori? Eram încă stagiar și am primit un meci la Liga 5-a la Săbăreni, ca asistent. Deci cred că tot în anul respectiv sau în 2011, cred. Deci destul de repede ai făcut și saltul la seniori, fie și Liga da, 5-a. Iar în 2012 am început să arbitrez constant ca arbitru. Ca și central. Da, ca și central, da. Mi-ai zis că în 2011 ai început să fii delegată la centru. Ai lăsat fanionul pentru fluier. Cum a fost pentru tine trecerea asta? Eu am vrut de la început să fluier, am vrut de la început să fiu arbitru. Înainte chiar să fac școala de arbitri, mă duceam cu tata, avea o grupă de copii, 6-7 ani, nu știu, îi punea să joace la antrenament și mă duceam să înțeleg contactele, să înțeleg în ce constă arbitrajul. Nu pot să zic că a fost greu, pentru că asta îmi doream. Ai pornit, cum ai zis, primul meci l-ai avut la Liga 5-a. Ulterior ai urcat
mă gândesc că foarte rapid și la Liga 4. Totuși sunt ligi județene, unde știm cu toții, primele se dau în mici sau în bere, arbitrii nu sunt întotdeauna cei mai apreciați, echipa care joacă acasă trebuie să fie mai mult avantajată. Cum a fost pentru tine contactul cu acest tip de fotbal? Nu te-ai speriat sau n-ai avut parte de intimidări din partea publicului, din partea jucătorilor din teren? Nu pot să zic că am avut momente să-mi fie frică, să momente să mă gândesc că nu e pentru mine. Nu, cred că știi cum e, trebuie să auzi puțin și să vezi foarte bine în teren. Nu știu, cred că a fost și o provocare și mi-a plăcut. Nu, n-am avut treabă cu spectatorii, chiar mă amuzam câteodată. O mai luam și pe sora mea cu mine la meciuri, era foarte colerică și când auzea că mă mai înjură unul din tribune, nu mai vin cu tine la meci niciodată, că îi bat. Cum este pentru tine când ești în teren, dai o decizie care poate influența rezultatul, nu știu, un penalti sau un cartonaj roșu și auzi deodată vuietul tribunei, toată gălăgeia, cum te simți în momentul respectiv? Mi s-a întâmplat de multe ori și pot să zic că de câteva ori poate ai dubii, zici, băi, poate au dreptate, știi, dar primul feeling al tău cred că e cel mai bun. Din experiență am învățat asta. După aia când mă uitam pe reluări sau mai am penalti clar și uite ce poate să-ți facă să te gândești că ai greșit. Dar nu, cred că e frumos, cred că să auzi tribuna că chiar și vuietul ăla când îl auzi, știi, te gândești că ai greșit. Nu, e frumos. La nivelul acesta, ai avut vreodată vreo problemă de ordin fizic, nu știu, să fii, nu pot să zic agresată, dar să fii, nu știu, împinsă sau... Cred că am avut pe la Liga 4 un joc. Îți mai amintești ce echipă sau ce meci, ca să nu dăm numele echipei neapărat? Grădiștea cu Dragomirești. Dar nu a fost ceva... Mi-a dat peste mână, m-a arătat un cartonaj roșu, un cartonaj galben. Bine, cu scuipat, cu astea s-a mai întâmplat, dar se întâmplă, e Liga 4, Liga 5. Dar nici măcar chestiile astea nu m-au făcut vreodată să mă gândesc că nu vreau să continui sau... Știam că trebuie să urc cât mai sus ca să pot să depășesc etapele astea și să nu mă mai duc nici la Liga 4, nici la Liga 4, dar tot mă duc. Tot mă duc. Putem spune că perioada asta petrecută la Liga 4, Liga 5 te-a motivat și în același timp te-a călit pentru un nivel superior? Da. Mai ales Ilfovul, unde erau niște meciuri unde nu-ți imaginezi. Am avut foarte mult de câștigat. Aveam meci etapă de etapă la Liga 4 înainte să promovez. Mai ales după ce am promovat, fiind puține meciuri la federație, când aveam liber mergeam la Liga 4 să nu stau. Și da, cu siguranță m-au călit și am învățat foarte multe. Am întâlnit o grămadă de faze, de jucători, diferite tipuri de comportament. Spectatori, nu mai zic. Când ai făcut saltul la Liga 3 și spune-mi, te rog, cum a fost pentru tine și din punct de vedere al calității fotbalului, dar și al organizării și al oamenilor din tribună? Saltul la Liga 3 l-am făcut în 2015, iar primul joc l-am avut într-un meci de cupă la Munteni Buzău cu Unirea Slobozia. Nu pot să zic că am simțit mare diferență acolo. În jocurile de cupă primele faze, nu ai observator, adică ești cumva un fel de singur acolo, da, Liga 4 da. La cupă. Iar primul joc în campionat a fost la Rușiori în 2016, cred, sau la sfârșit în 2015. Și acolo am simțit că e un pic diferență, adică te lăsau să arbitrezi, nu era tot timpul cineva în spate să-ți strige fault sau roșu sau da, întoarce da. Faza sau... Cum a reacționat tatăl tău când ai trecut de la un nivel amator, cum este Liga 4, Liga 5, la o ligă cu statut semiprofesionist, precum Liga 3? Ce te-a sfătuit în continuare? Încerca să vină cu mine la meciuri, să-mi dea cât mai multe sfaturi pe lângă ce primeam de la observatori. Știi foarte bine că un tată este tot timpul mai critic decât altcineva. Mai ales cu fata lui. Da. Dar și în același timp mai protectiv. Este mândru de mine de tot ce am realizat. Mereu m-a încurajat. Cum am avut și momente mai grele, ca în orice altă activitate, am reușit să trec peste ele
și a fost mereu lângă mine. Ce ai făcut în paralel cu arbitrajul în tot acest timp? În paralel cu arbitrajul am fost la facultate cât după ce am terminat liceul, iar după facultate sunt profesor de sport în momentul acesta. După facultate cred că am stat un an, iar după aceea am dat examenul și am în jur de 5 ani de când sunt în... Ce fel de copii ai la școală? Adică sunt, nu știu, 1, 4, 5, da, 8? Da, am și 1, 4 și 5, 8. Și o să le arăți filmarea? Uitați-o pe doamna profesoară. Nu știu, s-ar putea să o vadă, că mulți îmi zic, doamna, v-am văzut la televizor, cum mai am pe la Liga a doua televizate. Sau, doamna, tata a zis că vă știe, v-a văzut numele la ședința cu părinții și a zis că vă știe. Mai sunt părinți care se uită la fotbal. E și dirigintă? Sau doar profesor? Nu. Și cum te împarți între, pe de-o parte, viața asta dublă în ghilimele? Ești arbitru la centru, pe de-o parte, pe de-altă parte, ești cu copiii la școală și îi ghidezi în primii pași în sport pe mulți dintre ei. Se leagă cumva activitățile astea. Am nevoie de fluier la școală. Fără fluier aș fi moartă. Le arăși cartonașe? Nu, îi mai ameninț. Ta e cartonaș roșu, cartonaș roșu înseamnă minus un punct de notă. Dar se îmbină oarecum, îmi și place, dar am ales să fac lucrul acesta și pentru că am timp să mă antrenez, să plec la meciuri. Și cumva este sport. Sport în arbitraj, sport în educație fizică, se îmbină bine. Și mă gândesc că oarecum ești un arbitraj la nivel mental, pentru că și când arbitrezi și ești la centru și când ești profesoară, trebuie să ghidezi mai multe persoane, 15, 20. Da, cumva tu ești lider acolo, de asta ziceam că se aseamănă un pic. Da. Când ai început să fii delegată și la fotbal feminin, trebuie să le spunem prietenilor noștri că tu în prezent arbitrezi și fotbal masculin și fotbal feminin la seniori. Când a fost prima delegare la fotbal feminin și cum ai ajuns acolo sau cum s-a întâmplat mai exact? La fotbal feminin prima delegare a fost, nu știu dacă înainte să promovezi la Liga 3 sau fix atunci după promovarea la Liga 3, pentru că nu poți arbitra dacă nu ești divizionar. Și de atunci tot avut meciuri, da. De unde ai început? Liga 3 feminin? Nu exista Liga 3 atunci, numai Liga 1. Și ai sărit direct, da, direct pe prima scenă a fotbalului feminin. Și cum a fost această trecere de la arbitra 22 de bărbați la arbitra 22 de femei? Foarte ciudat. Mi-a luat ceva timp până să înțeleg contactele la fotbal feminin. Este mult mai diferit și ca poziționare în teren și ca efort fizic, asta e normal. Dar ca și contacte, nu înțelegeam nimic. Când am ajuns la fotbal feminin în primele jocuri, nu înțelegeam absolut nimic. Dar a fost bine că am primit jocuri la feminin, pentru că afară arbitrăm numai fotbal feminin și m-a ajutat foarte mult lucrul acesta. A fost mai dificil să arbitrezi la fotbal feminin sau la fotbal masculin din perspectiva primului meci sau primelor meciuri arbitrate? Cred că la fotbal feminin, pentru că nu-mi plăcea. Nu-mi plăcea când mă duceam. Mi se părea totul clar la fotbal masculin. Era ce știam să fac. Așa m-am întâlnit cu diferite situații pe care nu le mai întâlnisem la fotbal feminin. Poți să-mi dai un exemplu? Nu știu, tras de păr sau... Da. Da? Da? Se trag de păr. Și cum reacționezi în cazurile astea? De dai cartonașe? Cartonaș roșu, da, dar... E considerat un gest nesportiv? Trasul de păr... Violent. Din... Da, am înțeles. Violent. Se enervează foarte repede fetele. Adică dacă, nu știu, la bărbați îl faultează și... Oarecum te aștepți. Mâna, se duc, da. Se enervează, după aia se duce și reacționează, știi, înapoi. Putem spune că port un pic de ranchiună? Da, da, exact. Bun, din punct de vedere comportamental vreau să te întreb și al jucătoarelor, slash jucătorilor și al spectatorilor. Cum a fost... Care e diferența majoră între fotbalul masculin și cel feminin? Ok, ai zis, la băieți când se lovesc își mai dau mâna sau sar la gât, la fete por ranchiună, dar dacă ar fi să definești într-o frază? Ca și spectator nu putem să vorbim, la fotbal feminin nu prea avem spectatori. În teren a evoluat foarte mult fotbalul feminin și pot să zic că nu mai e atât de mare diferență. Te-ai lovit vreodată și aici vorbesc în primul rând pentru că acolo... Mai auzim lucruri de genul acesta, din păcate, de lucruri misogine la adresa ta, comentarii... Da, și în ziua de astăzi mai întâlnim reacții de genul.
În trecut erau mai multe, acum pentru că probabil s-a și mediatizat mai mult arbitrajul feminin, s-au obișnuit și spectatorii și jucătorii și înainte dacă vedeau o femeie arbitru delegată ajunsă la teren, erau wow, ne arbitrează o femeie. Acum nu se mai miră nimeni, e ceva normal și asta e un lucru bun. Ești tu. Din păcate, fotbalul românesc nu ajunge decât în preliminarii Liga Campionilor, dar la arbitraj ai văzut și tu, l-avem pe Ișvan Covaș, care a fost delegat o semifinală de Liga Campionilor. Și tu ai arbitrat la nivel de Liga Campionilor feminin. Cum ai primit vestea asta și când ai primit-o de fapt? Când a fost primul meci și cum ai primit vestea? Prima delegare ca și arbitru FIFA a fost la un meci de Champions League în preliminarii, în Kiev. Am arbitrat FC Kharkiv cu Alashert. Ucraina cu Armenia. Ucraina cu Armenia, da. A fost o bucurie imensă pentru că nu mă așteptam când intru pe lista FIFA, nu arbitrez dintr-o dată seniori. Dar fiind pandemia, cumva cele noi am avut norocul ăsta să ne arătăm prestațiile în meciuri de seniori pentru că turneele erau deja anulate din cauza pandemiei. Și a fost un joc foarte bun. Au câștigat gazdele, în ce mă amintesc, la scor, dar am avut o grămadă de faze și ulterior au venit și alte delegări. Tu în acest moment ai și ecuson UEFA și ecuson FIFA. Când l-ai primit? Ecusonul FIFA l-am primit în ianuarie la cursul în 2020, la cursul nostru de la București al arbitrilor. Iar cel UEFA cred că a venit jumătate de an după, pentru că nu s-a implementat de mult treaba asta să se separe FIFA de UEFA și aceste cursoane ți-au permis pe lângă meciurile din Liga Campionilor feminin să arbitrezi și la nivel de echipe naționale. Da. Ecusoanele UEFA și FIFA îți permit, pe lângă meciurile internaționale intercluburi, să arbitrezi și la nivel de echipe naționale. Spune-mi, te rog, ce meciuri ai arbitrat și în ce competiții? N-am arbitrat foarte multe meciuri, fiind nouă pe lista FIFA. În schimb, am avut două ca al patrulea oficial. Unul în Olanda, iar unul în Suedia, celălalt în Suedia, da. Și meciul meu a fost Serbia-Israel, chiar luna trecută, pentru preliminarii la Euro. Acest lucru înseamnă că poate în viitorul, mai apropiat sau mai îndepărtat, să sperăm că mai apropiat, să arbitrezi și la turnee finale, nu? Da, cu note bune, cu turnee multe delegări, cu siguranță se va ajunge și acolo. Am vorbit de curând cu domnul Porumboiu legat de prestația lui Ișvan Covaș în semifinala între Manchester City și Real Madrid. Dânsul mi-a zis că este mult mai ușor să arbitrezi meciuri internaționale decât meciuri interne. Totodată i-am spus că a beneficiat și de ajutorul tehnologiei VAR, doar că dânsul a fost puțin mai critic, a zis că această tehnologie nu va îmbunătăți tehnica jucătorilor români. Vreau să te întreb pe tine, pentru că ai o experiență cât uși de mică și la nivel internațional și una mai mare la nivel intern. Cum e mai ușor să arbitrezi? Intern sau internațional? Cred că este mai ușor intern, vorbesc din punctul meu de vedere, pentru că sunt la început și poate emoțiile sunt mai mari afară. Dar ca și joc, cred că este mai ușor de arbitrat afară. Este mult mai curat, totul organizat. Da. Vreau să te întreb, ai un model de arbitru? Și feminin și masculin? Sau? Nu te-a atras nimeni prin felul de a delega o partidă? Nu, încerc să iau de la fiecare, să învăț de la fiecare. Câte puțin să-mi crez propria personalitate. Tabele trecute, după mai bine de 10 ani în prima ligă, am văzut și o arbitră, pe Iuliana Demetrescu. Este colegă de-a ta. Da. Cum a fost în primul rând pentru tine și mai apoi vorbind de arbitrajul feminin românesc, să-ți vezi o colegă pe prima scenă a fotbalului românesc? Da, este foarte important pasul ăsta făcut de Iulia, în primul rând pentru ea și în al doilea rând și pentru noi, pentru că este posibil să avem toate șansa aceasta. Este important că
a fost la un meci de Liga 1 televizat, lumea a înțeles că și femeile pot face lucrul acesta. A arbitrat perfect, a fost totul în regulă și de ce nu o să mai aibă și poate și noi în viitor. Din sezonul viitor, într-un final, Liga 1 va beneficia de tehnologie VAR. Din punctul tău de vedere, crezi că va aduce un bine acest lucru? Sincer, cred că da. Mai ales că echipele așteaptă lucrul acesta, cu siguranță va fi un bine. Atâta timp cât și colegii noștri sunt pregătiți, cu siguranță sunt pregătiți de acest lucru. Ai un moment dintr-o partidă pe care ai arbitrat-o, care îți venea cu pe moment în cap, în care ți-ar fi fost mai ușor să iei o decizie cu ajutorul tehnologiei VAR? Nu știu, a zis, bă, poate a fost, poate n-a fost. Da, a fost multe situații. Îți amintești vreuna? Nu știu, cred că cel mai mult e la suprafața de pedeapsă, în care ți-ai dori câteodată, când nu ești sigur 100%, să vezi o reluare și să te ajute sistemul acesta. Am văzut pe internet în lunile ce au trecut că arbitrii deja au luat parte la testării pentru VAR. A fost chiar și un meci la junior, la Under 17. Da. Cu tehnologia aceasta. Tu ai luat parte la vreo testare de acest gen până acum? Încă nu. Nici măcar în meciurile internaționale? Nu. Neavând de aici certificatul VAR din țară, e imposibil să arbitrezi în străinătate. Mai devreme mi-ai spus că ești și profesoară. Asta înseamnă că ești și coordonatoarea unor copii. Te-ai gândit sau te gândești, dacă îți permite timpul, să îi și înscrii la competiții sportive, handbal, basket, fotbal? Da, avem competiții organizate de diferite, Timbark, Coca-Cola, cred că știi și tu. Da, da, da. Eram Danone. Da. Olimpiada liceelor, gimnaziada, sunt o grămadă. Și da, a participat școala noastră. Ai fost, prea am timp să merg cu ei. Am să zici, nu ai fost pe banca tehnică. Am fost în primul an, m-am dus la handbal atât. Am zis, te-ai gândit vreodată să o ieși pe această cale, poate să devii antrenor? Da, m-am gândit. Am și încercat când am fost în școală pentru licența B. Dar deocamdată nu este cazul. Poate dacă mă las de școală și fac și arbitraj și antrenorat, nu știu, acum cum apar tot felul de echipe de fotbal feminin, de ce nu? Este posibil să fii în același timp și antrenor și arbitru? Este, da. Mă gândesc că nu la seniori ambele. Sau... Da, să nu ai legătură acolo, dar începând cu copii, nu știu, 6, 7, 8 ani, nu este nicio problemă. La juniori. La inițiere, la... Este o problemă când meciurile sunt în același timp cu meciurile tale și nu poți să te duci cu ei atunci. Cam asta ar fi singura problemă. Vreau să te întreb. Arbitrezi Liga 2 masculin, arbitrezi Liga 1 feminin. Ai fost delegată la meciuri de Liga Campionilor, ai fost delegată la meciuri internaționale. Care sunt pașii pe care trebuie să-i urmezi ca să fii ulterior delegată la un turneu final? În primul rând trebuie să arbitrezi cât mai multe turnee. Under 17, Under 19, acolo ești văzut, depinde de note, de prestațiile tale. Ulterior ești chemat, când se apropie turneele finale, ești chemat să participi. Cum vezi tu, din interior, dezvoltarea arbitrajului românesc? În general, și feminin și masculin. Cred că a crescut enorm în ultima perioadă și cu siguranță este încă în creștere. Ați văzut și voi delegarea lui Ișvan la semifinală, la fel Iulia, care este tot așa sus, și în continuare o să mai vină din spate mulți. Foarte posibil să-l vedem pe Ișvan Covaș la campionatul mondial. Da. Și există o șansă să-l vedem și pe Ovidiu Hațigan. Care crezi că sunt factorii care au dus aici? În primul rând, munca. Este multă muncă. Sacrificii, de asemenea. Susținerea de către Comisia Centrală este foarte important, să avem... Aveți parte de ea? Să avem meciuri, da, da. Mai ales în ultima vreme, cred că nu există arbitru nemulțumit. Spune-mi, te rog, spune-mi și mie și prietenilor noștri, ce înseamnă o zi din viața ta de arbitru și de profesoară? În principiu, dimineața am orele la școală. Câteodată mai am și după amiaza, în vreo 3 zile am și după amiaza. Fac orele,
merg la antrenament dacă am timp între ore, dacă nu seara. Mie cel mai bine să fac antrenament. Și cam atât. În weekend tot timpul meciuri. Și sâmbătă și duminică? Și sâmbătă și duminică, câteodată și vinerea. Dacă mai sunt și intermediare și în timpul săptămânii. Ce presupun antrenamentele pentru arbitri în general? Pe lângă pregătirea fizică, bineînțeles. În principiu, pregătire fizică, teoretică. Avem la fiecare 6 luni avem teste fizice și teste teoretice și trebuie să ne pregătim constant. Vitaminizare, trebuie să avem grijă la ce mâncăm. Se ocupă cineva de asigurarea acestor lucruri, bază de antrenament, vitaminizare și toate cele pe care le-am menționat? A, nu, fiecare este pe cont propriu. Unii se antrenează în diferite grupuri, colegi, nu știu, în alte orașe, vorbesc aici de București. Eu, de exemplu, mă antrenez separat, îmi fac singur antrenamentele. Depinde și de timpul fiecăruia. Unul lucrează dimineața, unul lucrează după amiază. Probabil dacă am avea același program, ne-am strânge mai mult și am face antrenamente împreună, însă suntem pe cont propriu, nu e nimic organizat. Putem spune că această meserie de arbitru este una part-time sau îți necesită cam tot timpul pe care l-ai în general? Nu, la nivelul ăsta nu pot să spui că e part-time. Ana, am în mână cartonașele pe care le are orice arbitru și tu ai în mână cele două ecusoane pe care le-ai primit în 2020. Arată-le, te rog, și prietenilor noștri. Cel de la UEFA este cel din stânga ta și cel de la FIFA este cel din dreapta ta. Ambele actualizate pe 2022. Cum am zis, eu am un cartonaș galben și un cartonaș roșu. Vreau să te întreb, îți mai amintești primul cartonaș roșu pe care l-ai dat în cariera ta? Și motivul? Nu. Nu mi-amintesc, dar cu siguranță a fost la Liga 4-a. Dacă ar fi să te autocaracterizezi, ce fel de arbitru ești? Unul care arată cartonașe sau unul care lasă jocul mai liber, mai bărbătește? Nu, îmi place să las jocul liber, dar lucrul acesta depinde și de meci. Dacă îți permite să lași jocul liber, dacă îți permite să nu scoți cartonașele din buzunar așa repede. Dar în general, da, las jocul liber și încerc să evit. Când ai dat ultimul cartonaș roșu? Acum 2 sau 3 etape la Liga 2. La ce meci? Brăila cu Călăraș. Îți mai amintești și de ce? Motivul? Da, din 2 galbene. A, deci nu a fost un roșu direct. Nu. Ce, nu știu, senzație, ca să zic așa, ai ca arbitru când arăți un cartonaș roșu? Că îți faci treaba cât mai bine. Nu e o senzație anume. În momentul când acorzi cartonașe, fie ele galbene sau roșii, ești oarecum influențată și de, nu știu, țipetele jucătorilor sau ale publicului? Nu, sub nicio formă. Am mai vorbit despre asta. Primul feeling consider că este decizia corectă. Dacă eu așa am văzut și așa am simțit că este de cartonaș roșu, de cartonaș galben, înseamnă că este 99% decizia corectă. Ești arbitru de centru și mă gândesc că au fost meciuri în care pe tușă au stat doar fete sau doar băieți. Cum a decurs comunicarea? Cum decurge comunicarea mai ușor din punctul de vedere? Sau nu există criterii în acest sens? Adică ai vreodată probleme de comunicare? Nu. Am aceeași comunicare bună și eficientă și cu colegele și cu colegii. Dar mai contează și de prieteniile care sunt în exterior, de cum te înțelegi în afara arbitrajului. Chiar contează în teren și atmosfera este altfel și în vestiar și în timpul jocului. Dar nu este mare diferență. Cu toții facem același lucru, cu toții am venit să arbitrăm și încercăm să ne facem treaba cât mai bine. Cât de des arăți cartonașe galbene? Cum am zis, cred că depinde de meci, dar acelea foarte liniștite. Ana, nu am apucat să te întreb până acum. Ai arbitrat până acest moment
nu știu, de exemplu, ai menționat mai devreme că primul meci la Liga 3 a fost în Cupa României. Ai arbitrat vreun meci într-o fază mai avansată, semifinale sau finală, fie la fotbal feminin, fie la, nu știu, la Liga 4, la Liga 5? Da, sau... anul trecut am avut finala Cupei României la fotbal feminin. Cine a jucat? Olimpia Cluj cu Prunul Burgăului. Cum a fost să arbitrezi o finală, un meci cu presiune până la urmă și pentru jucătoare, că se joacă trofeul pe masă și pentru tine? Cred că a fost unul din meciurile importante pentru mine, în primul rând pentru că am fost delegată la acel meci. În al doilea rând era și pe un stadion mare, frumos, s-a jucat la Arad, pe UTA. Pe Francis von Neumann. Da, da. Mulți spectatori, jucătoarele, bineînțeles, toate își doreau să câștige. Deci a fost un meci echilibrat și frumos, terminat cu bine. A fost penalti? Da. Te-ai uitat pe relori? Da, a fost la Digi, m-am uitat. A fost prima ta finală pe care ai arbitrat-o? Mai arbitrasem o finală la AJF Ilfov, tot de cupă. Cupa României, faza municipală. Da. Trebuie să le explicăm un pic prietenilor noștri că fiecare județ are și o Cupa României, faza municipală, pleacă mai departe. Joacă în sezonul următor, în primele tururi din Cupa României, exact, faza pe țară. Exact, da. Îți mai aduci aminte cine a jucat? Brănești cu Ciorogârla. Cât s-a terminat? Nu mai știu. 4-6-0, ceva de genul. Deci n-a fost un meci cu foarte multă tensiune sau echilibrat, nu, cum a fost la, nu, la FT. Nu, nu, nu. Cum ai arbitrat? Cum ți s-a părut din vuietul mulțimii că ai arbitrat? Chiar dacă la 6-0 nu prea ai ce să reproșezi arbitrului. Nici nu mi-amintesc dacă... A fost în pandemie jocul ăsta și n-au fost în pandemie, după pandemie, dar erau restricțiile cu spectatorii și nu cred că au fost așa de mulți. Dar na, ca la Liga 4. Bine, trebuie să mai menționăm că și în perioada pandemică, de exemplu, meciuri la diviziile mai inferioare, oamenii stăteau la garduri, se uitau la meciuri. Da, exact, exact. Dar la Brănești era... A fost stadion de Liga 1, acolo, mi se pare. Da. Stadionul Cătălin Hâldan. Da, 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 da. Ana, ai arbitrat și în țară și în afară, cum mi-ai tot spus de-a lungul reportajului pe care îl facem. Care e stadionul care te-a impresionat cel mai mult? În Olanda, unde am fost al patrulea oficial, a fost superb. Toată lumea, cred că toate scaunele erau ocupate. În Suedia, de asemenea, tot așa... A fost plin stadionul. În ce orașe ai fost? Și în Olanda și în Suedia? În Olanda am fost în Amsterdam, iar în Suedia în Göteborg. Acolo am fost de două ori. Am fost și la un turneu în Suedia. Și la fel s-a jucat pe un Boras, de fapt. Pe un stadion cochet, așa, dar foarte frumos. Era under 17 turneul, dar a venit destulă lume. Și cum au fost suporterii? Au cântat, au aplaudat, au fluierat? Aplaudau, da, și încurajau... Își încurajau, probabil erau mulți părinți, prieteni, fiind turneu de junioare, dar atmosferă frumoasă. Acum o săptămână și jumătate, două săptămâni, Liga Campionilor Feminin și a desemnat finalistele FC Barcelona, campioana de anul trecut și Olympic Lyon, cea mai titrată echipă din competiție, își vor disputa trofeul. Probabil că ai văzut și tu pe social media că la meciul Barcelonei de pe Camp Nou sau și ca pe meciul unde joacă și echipa de băieți au fost peste 90.000 de spectatori. Ce înseamnă asta pentru fotbalul feminin ca și fenomen global? Nu pot să zic că am fost surprinsă că au fost atât de mulți spectatori pentru că mă așteptam. Fotbalul este foarte dezvoltat în Spania, fotbalul feminin. Dar înseamnă enorm. Cred că a depășit... N meciuri de bărbați, numărul acela de spectatori. La noi în țară nu mai zic că l-a depășit categoric. A depășit, cred că, și în Liga 1, cu da, mult. Da, da. Este un lucru bun și frumos pentru fotbalul feminin. Ana, urmează campionatul european de fotbal feminin în această vară în Anglia și la anul avem Cupa Mondială în Australia și Noua Zeelandă. Te vedem acolo? Nu. Deocamdată trebuie să iau pas cu pas, să trec prin toate etapele, prin toate categoriile. În schimb, vom avea două colegi acolo, Iulia și Petruța. Iar eu, poate în viitor, cu siguranță îmi doresc să ajung să arbitru și la nivelul acesta. Care e cel mai important obiectiv pe care ți l-ai setat tu?
tu pentru tine? Vreau să ajung acolo sau vreau să fac asta? În primul rând să fiu sănătoasă ca să pot să ajung unde îmi propun și de ce nu să... La noi sunt pe categorii la FIFA, avem categoria a doua, prima și elit. Și cred că din moment ce am făcut pasul acesta pe lista FIFA și cred că oricine și-ar dori să ajungă în categoria elit, să arbitreze echipe de top și pe stadioane, cum ți-am spus, pline. Și cred că cam acesta ar fi obiectivul. Ana, asta a fost tot. Îți mulțumim că ai fost alături de noi astăzi. Îți urăm baftă în continuare și sper că de curând să te vedem alături de colega Iulia și în Liga 1 și da, la cât mai multe meciuri internaționale, că până la urmă ăsta e obiectivul, nu? Mulțumesc mult!